Meciul de mâine nu va fi unul ușor. Din ce motive crezi că va fi totuși o partidă dificilă cu Oțelul? Echipa aflată pe locul 8 după voi, pentru asta. Da, un meci foarte greu. Este o echipă foarte bună, care se apără bine. Au un joc mai direct, dar noi trebuie să ne facem jocul nostru și să continuăm cu rezultatele bune. E important o victorie acum, în perioada asta a campionatului, pentru că sunt multe echipe, după locul 6, la diferență mici de puncte, care trag pentru play-off. Da. Păi noi la fiecare meci mergem să luăm cele 3 puncte, cu asta mergem la gala și sperăm să câștigăm și să facem un meci foarte bun. Întâlniți-mă dintre cele mai bune defensive din campionatul în momentul de față, 9 goluri primite, cum crezi că va fi lupta cu fundașii? Da, un meci greu, cum sunt toate, dar noi avem o echipă bună, un atac bun și sperăm să ne facem jocul. S-au rezolvat problemele la atac acolo, pentru că eficiența a fost cea dorită în etapă. Da, eu zic că ușor-ușor o să marcăm și mai mult. Se vede deja în jocul nostru că ne înțelegem mai bine și sperăm că de acum, de la meciul gala, să marcăm cât mai multe goluri. Un joc bun al rezultatelor, un eventual succes, urcați-mi pe lucrurile de play-off acolo, de care vă doriți pentru faza campionatului. Da, asta ne dorim. Mergem să luăm cele 3 puncte, așa cum am mai spus. Cum vezi partida cu Oțelul? Se câștigă greu acolo. Da, este o echipă care joacă foarte bine acasă. Pe teren propriu, noi trebuie să mergem acolo să ne facem jocul, să ne înțelegem bine în atac și să marcăm mai mult decât marchezii. S-au mai sudat relațiile de joc în atac acolo cu Luis, cu Constantin? Da, ușor, ușor ne înțelegem cât mai bine, se vede asta și în antrenamente și sper să vadă și la jocuri să ne înțelegem bine și să marcăm. Ați avut o perioadă mai grea după ce ați încheiat cursul în Conference League, dar acum care este starea voastră din punct de vedere psihic? Echipa, este o stare bună, lotul suntem toți, suntem uniți și ușor, ușor sper să se vadă asta în meciuri și de la meci la meci progresăm să scoatem maxim. Aveți și un avantaj moral, să zic așa, două victorii consecutive, ambele cu două goluri marcate, va fi dificilă sau diferită partida de mâine cu Oțelul în condițiile în care ei au primit doar 9 goluri? Da, este o echipă care se apără bine, dar noi mergem acolo să câștigăm, mergem să atacăm și sper să facem un joc cât mai bun.